Bună dimineața! Începem din nou aventura! Astăzi o să mergem la o plajă numită Tsigaki. Acum să vedem. Țineți aproape, mă pup! Costul biletului de autobuz este de 2,10 euro de persoană. Așa arată domnul controlor. Biletele se plătesc la domnul controlor, deci nu vă trebuie bilet. Domnul controlor cred că are 70 de ani, apropo că grecii sunt puturoși. Omul muncește și la 70 de ani, ca să zic așa. După 20 de minute de mers, am ajuns în Tsigaki. Acolo în față este stația de autobuz de întoarcere. Așa arată intrarea pe plajă, o să vă arăt imediat. Acum intrăm la Tsigaki Beach. €10 cu tot cu umbrela, ar fi 2 șezlonguri. Frumos să văd munții aceștia. Peisaj foarte frumos. Ne luăm la revedere de la Tsigaki. A fost o zi frumoasă, reușită. Cu toate că a fost cam agresivă briza mării, să zic așa. A bătut un vânt foarte puternic. Suntem la sfârșit de iulie, dar nici n-am simțit soarele. Acesta este Biserica Sfânta Paraschiva. Uite așa flori frumoase. Chiar în inima orașului, un sit arheologic.
Ce fete frumoase avem aici. Ia uita ce frumos, ce cărciuni frumoase pe aici. Nu știu unde să ne așezăm. Un vin la carafă, să avem poftă. Francesca, ce îți place ție de aici? Ah. Și mie cartofi. Mie caracatici. Ok. Să servim astăzi. Hai să avem poftă. Ia uitați și biserica frumoasă, ce frumos e luminată. Cel mai tare restaurant de pește acolo. Τι με κοιτάζεις, Ρόζα, μου διαζέ.